Nu trece o zi fără ca staful lui Mihnea Costoiu să nu organizeze întâlniri electorale. Și cum cei care îl promovează sunt oameni cu funcții publice, adunările electorale nu pot fi refuzate. La Novaci, de exemplu, inspectorul general din învățământ a strâns peste 100 de cadre didactice și directori de școli. E o întâlnire cu profesorii și directorii din zona. Tu-i chem, dascării și profesorii de la tine. E vreo problemă cu sala? Ai nevoie de asta? De adresă, o rezolvi, știu că ești viceprimar, ce nu e nimeni. Ba să aveți un microfon acolo, aveți și voi o amplificare acolo. Păi și cum vorbiți dacă... Ăsta mi-a zis că vine 100 de profesori, dacă vine 100 de profesori... O nouă zi, o nouă vizită. Ministrul aflat în concediu de campanie electorală a ajuns, tot mânat de staff, la un simpozion medical, unde au participat sute de cadre medicale. Nici angajații din mediul privat nu au scăpat de vizita candidatului PSD, cărora ministrul Costoiu le-a oferit plăsuțe electorale.